pentru înlocuirea unui tronson de aproximativ 25 de metri din conducta principală de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Credinței cu Mihai Corvin din Murfatlar, precum și pentru montarea unei noi vane în instalația de furnizare a apei, SECER AJSA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile astăzi, în intervalul orar 10-16. Sunt afectați de lipsa apei potabile consumatorii de pe străzile Credinței, Matei Basarab, Macului, Vasile Pârvan și Matei Corvin din orașul Murfatlar. În cazul lucrărilor pentru remedierea avariei pe conducta principală de alimentare cu apă cu diametrul de 200 mm de pe strada Mircea cel Bătrân din municipiul Constanța, ca urmare a debitului mare de apă, echipele de intervenție ale SECER AJSA au fost nevoite să reducă presiunea apei pe tronsonul afectat. Prin urmare, abonații de pe străzile Nicolae Iorga, Ion Rațiu, Crișana și cei arondați punctului termic 105 vor avea apă potabilă la robinete cu presiuni scăzute până la ora 14. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp, au precizat reprezentanții SECER AJSA.